Zeci de credincioși au participat astăzi la slujba oficiată pentru cinstirea Sfinților Constantin și Elena, la biserica din cartierul Mărcuș cu hramul celor doi împărați. Preotul paroh Daniel Oprescu a adus în sufletele oamenilor bucuria învierii și a amintit de faptele creștinești ale celor doi sfinți, care au marcat istoria creștinătății prin faptele lor. Suntem în această zi de mare sărbătoare în biserica din Mărcuș, biserică ce a primit ca ocrotitor și ca patron spirituali pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, cei întocmai cu apostoli, așa cum sunt ei pomeniți de biserică, dar și pe Sfinții Trei Ierarhi, Vasile, Grigore și Ioan. Sunt și unii și ceilalți niște sfinți care au avut niște merite deosebite pentru Biserica lui Hristos. Ne vom întreba ce putem oare noi să învățăm în această zi de sărbătoare, pentru că istoria se uită, sunt date grele, sunt date concrete, dar sunt date care, datorită acestor lucruri legate de precizie istorică, se pot uita foarte ușor. Să ne gândim la faptul că atunci când fiecare dintre noi avem momente de îndoială în privința credinței noastre, pentru care strămoșii noștri și-au dat viața, să ne gândim la Sfinții Împărați Constantin și Elena, care nu au rămas doar cu această îndoială, poate în gând sau în cunoștință, ci au căutat să lămurească credința într-un singur Dumnezeu. Și știți foarte bine dorința împăratului Constantin de a-i aduna la Nicea pe cei aproape 320 de sfinți părinți pentru a discuta despre persoana lui Iisus Hristos. A fost sau nu a fost Dumnezeu adevărat? Și vedeți că noi în timpul anului încercăm în toate bisericile ortodoxe să rememorăm această activitate a lui Hristos și aproape fără deosebire în fiecare duminică se vorbește despre câte o minune, despre câte un eveniment extraordinar care întărește faptul că Hristos a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și că acesta a fost om ca și noi deopotrivă, într-o toate asemenea nouă, dar fără de păcat. Și la Mănăstirea Negru-Vodă, mușcelenii au participat cu pioșenie la slujba oficiată de un sobor de preoți. Predica a fost cuvântată de Părintele Alexie, care a scos în evidență faptele creștinești ale celor doi împărați bizantini. Iubiți credincioși, Hristos a înviat! În sinaxarele noastre sunt trecuți pentru ziua de 21 mai doi sfinți mai puțin obișnuiți și anume Sfinții Împărați Constantin cel Mare și Marma, Maica sa Elena, pe care Biserica îi socotește tocmai cu apostolii. În mod obișnuit, când vorbim de Sfinți, ne gândim la Apostolul Mântuitorului, care după slăvita sa înălțare la cer, au vestit Evanghelia la toate neamurile. Iubiți credincioși, poporul nostru a cinstit întotdeauna pe Sfinții Împărați Constantin și Elena. Numeroase biserici, între care și Catedrala Patriarhală din București și Biserica Mare a Mănăstirii Burezii, au fost ridicate în cinstea lor, chipul lor este zugrăvit la loc de cinste multe biserici și icoane, având în mijloc crucea Domnului. S-au scurs aproape 17 veacuri de când au trăit și au lucrat pentru biserică Sfinții Împărați Constantin și Maica sa Elena. În România, peste 1.800.000 de oameni poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena.